din perspectiva mea, sunt puține lucruri la fel de grave astăzi în evanghelism ca și raportarea greșită la cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vă dau câteva expresii pe care noi le folosim și care trădează relația noastră greșită, raportarea noastră greșită la cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, se ridică un frate la amvon și spune: astăzi mă voi folosi de textul acesta pentru a vă spune sau a vă transmite un anumit lucru. Această formulare este o trădare a unei concepții cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și a unei raportări greșite la cuvântul lui Dumnezeu. Adică nu textul inspirat de Duhul Sfânt se folosește de mintea mea și Dumnezeu prin cuvântul Sfânt se folosește de mintea mea pentru a transmite ceea ce Duhul Sfânt a intenționat cu adevărat prin pasajul acela, ci eu am anumite idei preconcepute, niște prejudecăți teologice, anumite idei pe care vreau să le transmit publicului și mă folosesc de Biblie pentru a îmi susține ideile respective, ceea ce este fundamental greșit. Eu ar trebui să mă apropii de Scriptură, lucru care este foarte greu, dezbrăcându-mi mintea de prejudecăți și de preconcepții teologice, doctrinare și așa mai departe, și dorind și lăsându-mă controlat de textul biblic, folosind o hermeneutică corectă, aplicată în contextul respectiv, pentru a înțelege ceea ce Duhul Sfânt vrea să-mi spună prin cuvântul acela. Alte ori spunem: mi-a atras atenția în acest pasaj următorul lucru. Și predicatorul sau vorbitorul începe să spună lucru care i-a atras lui atenția. Întrebarea este următoarea: dacă lucru care ți-a atras atenția nu este ideea principală a pasajului și este doar un aspect tangențial pe care autorul folosește doar pentru a susține sau pentru a detalia un aspect despre tema lui, dacă lucrul ăsta este adevărat și ție ți-a atras atenția sau mie mi-a atras atenția un aspect neesențial și fac din el esența discursului meu, atunci mi-am ratat predica în întregime sau discursul meu religios, pentru simplu motiv că fiecare pasaj are o intenție precisă, o temă precisă, stabilită dinainte de Duhul Sfânt prin autorul biblic care a scris textul respectiv. Alte ori spunem: tu ce înțelegi în pasajul ăsta? Sau hai să spun cum am înțeles eu pasajul ăsta. Ca și cum ar fi important cum înțelegem noi pasajul. Iarăși, totul se reduce la următorul lucru: care este intenția autorului biblic inspirat de Duhul Sfânt prin pasajul acesta? Care este ideea principală pe care a vrut să o transmită autorul biblic în pasajul respectiv, insuflat de Duhul Sfânt? Asta este întrebarea finală. Și până nu ajungem să învățăm cum să extragem intenția autorului și ideea principală a autorului inspirat de Duhul Sfânt din fiecare pasaj al Scripturii, vom folosi Biblia pentru a ne susține ideile și doctrinele și teologiile și părerile și convingerile și vom rata de fapt scopul fundamental al cuvântului Dumnezeu, care este să ne instruiască, să ne învețe, să ne corecteze, să ne îndrepte. Așadar, sunt două raportări opuse, contrare unei alteia, față de cuvântul lui Dumnezeu. Un mod este să mă apropii de cuvânt pentru a-l folosi în a-mi susține ideile mele și un alt mod este în a mă lăsa pe mine controlat de cuvântul lui Dumnezeu atunci când îl studiez așa cum trebuie să o fac.